Deci Anisia? Da. Mai recapitulăm o dată? Da. Deci cumpărăm doar ce ne-am propus, doar da? Doar ce ne-am propus, da. Nu cumpărăm nimic în plus. Nu. Nimic altceva, nimic altceva. Bun. Unde e lista de cumpărături? Aoleo! Am uitat-o acasă. Ai de cap meu. Așa suntem tot timpul și după aia cumpărăm toate prostii. Deci te rog eu frumos, uite la mine. Doar strictul necesar. Da? Da. Bine. Doar strictul necesar. Nu există, am în cap tot. Lista mea curge. Fii atent să vezi tu, dacă nu, nici nu o să cumpărăm nimic. Bine. Nu mai pot, nu mai pot! Cât am cheltuit? Destul. Cât destul? Destul cât salariul tău pe o lună, dar nu-i vina mea că tu nu câștigi foarte mult și nici nu-i vina mea că ăștia, la ăștia găsești de toate. Da, mă, dar dacă există de toate, nu înseamnă că trebuie să le cumperi pe toate. Ai luat perdeli? Păi pentru că ale noastre sunt vechit. Da, dar n-ai luat pentru orice geam, ai luat perdele pentru Windows? Păi nu trebuie. Tu nu vrei să ne uităm la internet fără perdea? Și ai cumpărat suport pentru suporturile pe care le-ai cumpărat? Păi unde vrei să punem toate suporturile? Nu știu cum ai suport eu să vin cu tine în magazin. Ai văzut că și femeia de la casă ce urât să uita la noi? Lasă pe că era invidioasă pe mine că am cumpărat ultimele pixuri în formă de stilou. Ultimele 300? De fapt, primele 260 și ultimele 40. Ce faci, mă, cu atâtea pixuri? Păi cum ce fac? Păi acum vin sărbătorile, o să trebuiască să-i scriu felicitări oamenilor, nu? Păi tu le scrii online, plus că jumătate din ele nici măcar nu scriu. Păi da, dar cu alea care scriu fac felicitări fizice, cu alea care nu scriu fac felicitări online. Deci un pix la o felicitare? Da! Și bradul ăsta de ce e așa de scump? Ăsta, băi, brad din colecția Pit, mă. Păi practic ne-am luat un Brad Pit acasă. Ai luat carte pentru nevăzători? Pentru ce? Păi da, mă, pentru că tot timpul tu ai spus că tu niciodată nu mă vezi să citesc o carte. Păi și când vreodată te uiți tu peste cartea aia? Noaptea, mă, că o să citesc cu becul stins, știi? Și cu ocazia să fac și economii. Ce-i asta? Ai cumpărat săpun de sufragerie? Dacă săpun de baie nu mai aveam. Păi cine ai mai auzit tu până acum să speli în sufragerie? Nimeni, pentru că nimeni nu a avut până acum săpun de sufragerie. Așa ai cumpărat și prosoape pentru sufragerie. Vrei să mă șterg pe mâini în sufragerie cu prosop de bucătărie ca toți săranii? Măi, ai luat o liță de noapte? Când o folosești? Noaptea, bineînțeles! Baia noastră e lângă dormitor! Dacă avem musafiri și nu avem două băi? Chiar nu a fost cazul, ai cumpărat-o de pomană! Bine, atunci o să fac în ea și o să o gălesc la baie, ca după aia să nu vii la mine să-mi reproșesc că vai de mine am luat-o degeaba! Și așa nu facem risipul! Ăla ce e acolo? Ai cumpărat un câine de pluș stricat? Dar nu-i stricat, că-mi iaună! Ce câine ai mai auzit vreodată să-mi iauni? Nu-mi iaună, mă, știi, limbi străinii. Bine că n-ai luat un porc care îți dea lapte. Da, păi nu mai aveau. Și la baie ai cumpărat un dorizan care îți miroase a veceu de țară? Dar nu ziceai tu că ți-i dor de casă? De casă mi-i dor, nu de veceu din curte. Ca să miroase cât mai rustic. Păi dacă vrei să miroase rustic, nu mai trage apa după aia. Mai rustic de atât nu se poate. Ăla ce e acolo? Bec de zi cu lumină naturală. Bec economic. În ce sens? În sensul în care nu luminează deloc. Adică dacă l-a prins, tot lumina naturală o să ai în casă. Și de ce ai cumpărat 10? Dacă s-ard, să-i schimbăm. Cum știi dacă s-ard? Păi de asta am cumpărat și un aparat de verificat becurile cu lumină naturală. Ce e, mă? Ce mi-ai luat? Truse de pensat moncheta? Da, măi, că poate la un moment dat găsești firii nearanjate sau un plus. Noi nu avem mochetă. A, stai liniștit, am cumpărat și trei din alea. Aia ce, periuță de dinți? Da? Pentru dinții de la cuțitul de pâine? Păi ce, vrei să se strice dinții cuțitului și după aia să aruncăm cuțitul și după aia să cumpărăm unul nou? Lasă, dragă, nu mai cumpărăm nimic, facem economii. Spune-mi, te rog, și pentru ce aveai nevoie de mașina aia de cusut sarmale? Acum folosim și mai puțin viță de vii pentru că îi împăturim corect și chiar facem economii. Facem economii? Facem economii, da! Ai să o folosești pe amândoi, că de acum încolo o să fim rupți în curte foame. Vorbești prostii, uite, la un moment dat chiar vreau să-mi iau niște odorizante pentru dormitor, dar am zis că hai frate să mă abțin, nu pot să iau de atâtea. Și m-am abținut. Măcar atât. Da, și era cu aromă de munte și de mare, știi, și nu le-am luat. Bravo. În schimb, dacă vrei să miroase curat, am luat un sejur la munte. Ca să facem economii, să mai dăm bani pe odorizante. Așa, apropo, trebuie să mergem să cumpărăm și pentru prietenii noștri, că vin sărbătorile. Ce, suntem nebuni așa să nu ducem nimic? Vrei să facem alte cumpărături? Ai nebunit?
doctor, nu vrei să dăm de la noi, că noi am luat strictul necesar. Strictul necesar? Doar atât avem aici. Doar atâta. Strictul necesar, n-am cum să dau. Păi și din ce alți bani, măi, femeie? Păi, ce-mi credit nevoi personale. Dar alea nu-s personale. Eu personal mă simt mult mai bine când dăruiesc de sărbători cuiva ceva. Că și ei îmi dau mie și personal mă simt mult mai bine. Așa că facem credit. Hai! Hai la alte cumpărături. Dacă vrei să ai bani pe tine, nu o lua în magazine.